Scumpirea inputurilor și a carburanților a dat peste cap toate calculele făcute de către fermieri. Mulți dintre aceștia sunt nevoiți să renunțe la anumite lucrări agricole pentru a face economie și a se încadra în parametrii cheltuielilor. Alina Crețu, director executiv a PPR, spune că din cauza scumpirilor, fermierii au tăiat din lista de priorități îngrășămintele sau chiar pesticidele, ce trebuie administrate culturilor în câmp. Stocurile de îngrășăminte artificiale sunt atât de reduse cantitativ la nivel mondial încât se poate vorbi de noi creșteri de prețuri într-un viitor foarte apropiat. Sunt îngrijorări normale, vedem cum au explodat prețul la energie și la fertilizanți. Cineva spunea chiar astăzi că suntem aproape de o agricultură ecologică în contextul în care mulți dintre fermierii noștri nu au reușit să-și achiziționeze cantitatea de îngrășăminte pe care și-o doreau și s-au gândit și se gândesc în continuare să diminueze cantitățile la hectar. Nu putem să diminuăm la nesfârșit, avem o îngrijorare în ceea ce privește prețurile. Ucraina și Rusia sunt două țări mari producătoare de cereale și modul în care se face agricultura acolo și rezultatele, producția care se obține, dictează cumva ceea ce se întâmplă în zona bazinului Mării Negre. De văzut, suntem în expectativă, trebuie să știm că totuși n-am ieșit cu cultura încă din starea de iarnă pentru culturile de nu au reluat ciclul de vegetație, culturile de toamnă, pentru culturile de primăvară încă nu s-a semănat porumbul, pentru că toată lumea se întreabă cum credem că va fi. Trebuie să așteptăm, să vedem cum trecem peste aceste ultime zile de iarnă, sperăm noi, și vom putea să vedem imediat după semănat care ar fi pronosticurile pentru recoltare și eventual prețurile pe care le vom avea în perioada următoare.